stăm și nici n-aveam suflare, din cer încă de atunci mă vecheai. Când nici chip nu aveam și nici nu exista și nici n-avea suflare, din cer încă de-a tu cea vechea. Nici chip nu avea și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții numele scria. Yeah.
pe tonul meu armonie spre slava celui purosfânt. I-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cel pierdut. Domnul să ne ajute. Așa te-a eu lingă-o mie și mii de puse să-l cuvânt. Pe tonul mii o armonie spre slava celui poroi sfânt. I-aș mulțumi de cea așa rupul și Duhul meu.
Înainte de a da cuvântul fratului Daniel Unțiu, am vrut să-l întreb pe Daniel, parcă te cheamă. Da, da, Daniel. Dacă ai cumva vreun salut de la... Da, salutul meu pentru dragă adunare. Odată să mă prezint, Daniel Fisiu, numesc, sunt rețigătul armației. Poate nu discrede, dar mă bucur mult că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin să mă împine alături de dumneavoastră. Salutul meu pentru dumneavoastră, pentru dragă adunare, așa cum am zis, se expresește în Roman, versul 15 cu 13. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dea credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Amin. Și mai am un singur cuvânt. Siguranță că v-ați dat seama că e deosebit de importantă lauda lui Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar lauda asta presupune o viață întreagă. Adică nu numai că lăudăm cu buzele, nu numai că lăudăm cu inima, cu întreg caracterul nostru, cu întreaga ființă trebuie să-L lăudăm. Aș vrea numai să mai citesc în susținerea celor ce am zis, pe de altă parte și majoritatea psalmelor. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, măriți prin laudele voastre, zice, măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. În 2 Împărați, capitolul 3, este intitulat Ioram, împăratul lui Israel. O să citesc de la versul 10 încolo. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați, ca să-i dea mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Unul din slujitorii împăratului Israel a răspuns. Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis, împăratului Israel, ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul Israel i-a zis, nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum, aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Și pe când cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și a zis, așa vorbește Domnul, faceți grop în valea aceasta, groapă lângă groapă. Atât, până aici. Deci în timp ce cânta cântărețul cu arfă, s-a coborât Duhul Dumnezeu peste Elisei și a putut să vină în sprijinul celor 3 împărați. Și astfel, cei 3 împărați n-au murit. Dumnezeu, deși n-a plouat nicio sobie apă, totuși l-a dat apă. Să ne ajute Sfântul Dumnezeu să lăudăm din adâncul inimilor noastre. Amin, fraților. Amin. Din slava Cerului Sublim, te coborâți la noi, Iisuse. Ai vrut
Hristos sunt al să vă